Pentru că se apropie vremea rece, iar facturile ne sperie pe toți, primarii caută soluții ca să mai reducă din cheltuieli. Directorilor de școli se cere să ia măsuri astfel încât să facă economie de gaz și electricitate. În Bârlad, centralele vor fi date la minimum în nopțile mai calde, iar becurile vor fi stinse rând pe rând. Primarul din Bârlad le-a trimis directorilor de școli și licee o adresă prin care le cere să vină cu propuneri pentru reducerea cheltuielilor acolo unde e posibil. Deci gândul nostru a fost de a nu se ajunge la cele trei scenarii, să nu afectăm orele de curs, să nu intrăm în online și chiar să evităm, dacă este posibil, să nu lucrăm în două schimburi. Sunt unități de învățământ, să spunem, cu probleme, așa cum este școala de muzică din Bârlad, unde încălzim o clasă pentru un copil care cântă la pian sau la vioară și acolo trebuie să venim mai de fiecare dată în sprijinul lor. Edilul a dat un exemplu de reducere a consumului în ședința de Consiliu Local. Avem 24 de becuri, da? Și va trebui de azi înainte să folosim, eu știu, 6, 8 sau chiar 4 becuri. Unii directori s-au gândit deja la soluții pentru a nu plăti facturi uriașe la gaz sau la lumină, fără ca elevii și profesorii să aibă de suferit. Atunci când temperaturile sunt ridicate, pe timp de noapte centrala să nu funcționeze, elevii, într-un fel sau altul, mai aprind luminile atunci când nu este necesar. Și atunci am hotărât cu fiecare dirigente și învățător în parte că dacă putem și avem o lumină corespunzătoare, să mergem pe varianta de a închide lumina. Chiar dacă nu venea această notificare din partea primăriei, oricum ca și instituții, am fi încercat să găsim soluții pentru a reduce. Am ținut cont ca aceste consumuri să se încadreze în niște limite. Și în Marea Britanie s-au luat măsuri similare. De pildă, potrivit BBC, într-o grădiniță din vestul țării, copiii și angajații vor trebui să se îmbrace mai gros. Temperatura din interior va fi menținută la 20 de grade față de 22 în iernile trecute.